Carson. Ești obosit? Ai 2 minute libere? Nu că n-am să te rețin mult. Vreau doar să clarific niște gânduri. Tu ai pe altcineva, Vlad? Maria, eu sunt foarte obosit, și n-am chef de discuții de astea cu o femeie în perioada aia a lunii. Ce te-a apucat? Tu știi că de 3 săptămâni noi nu mai avem nicio după-amiază împreună? Nu un weekend undeva, o după-amiază. Am treabă, dragă, la birou. Tu crezi că perlele alea ale tale se plătesc cu zile libere? Te-am rugat eu să-mi iei perle? Nu vreau perle, Vlad. Vreau să fim fericiți. Păi și nu suntem fericiți? Știi că te iubesc. Nu știu. Păi da, te iubesc. Am treabă, dragă, la birou. Fiecare seară? În fiecare seară, dragă. Dimineață, prânz și seară. Asta e serviciul meu. Auzi? Nu vrei tu să-mi faci ceva de mâncare? Da, iubitule. Știi cum era casa asta fără tine, mătușă? Cum? O casă de nebuni. Hai, băi, că exagerez. Nu sunt de acord cu mătușa, să știi. Păi noi n-am fost o familie normală niciodată. Și ăsta a fost farmecul nostru, nu? Da, ea era singura normală dintre noi toți. Ei, iar exagerez, iubito. Pentru că eu am fost cea mai normală, iubito. Uite, vezi? Mulțumesc! Uite cine a venit! Ei, ei, na, fetița ta, păi asta, da, surpriză. Păi pe ziua de azi e cea mai mare surpriză. Nu-i așa? Sormea, tu ce faci? Nu erai în Germania? A, nu te enerva, Cici. Dacă nu vrei să stau la tine, pot să mă mut cu chirie, nu-i nicio problemă. Dar am să... Bine, să mă gândesc. Locul meu e aici, lângă voi, nu în Germania. Mătușă. Încă bine să mă deschid. Și mie pare bine să vă văd. Scuză-mă, Pepe. Felicia. Puiule. Pepe, arăți așa de bine, puiul meu. Spune și tu ceva. Ce să spun? Ei, Nata, te rog frumos, hai, nu mai insista. Dacă Gigi vrea să rămână în casă numai cu familia, nu-i nicio... nu-i nicio problemă. Ești dispusă să înțelegi asta, nu? Da. Foarte bine faci. Păi văd că înțelegi perfect. Pe asta nu-i casa familiei Dumbrava. Ba da. Păi tu te-ai măritat cumva în Germania? Da. Nu. Păi și dacă nu te-ai măritat? Nu, nu, să mă văd. Dacă te-ai măritat, nu ești tu Dumbrava? Bine ai venit acasă. E casa ta, nu? Bine te-am găsit, frățioare. Bine te-am găsit, frățioare. Ia lasă-mă. Ce faci? Unde e Eric? Eric e într-o delegație în Africa, în Sudan. Săracul de el. Păi fetele sunt la internat. N-am vrut să rămân singură în perioada asta și am venit să o aduc pe mătușa. Da, a venit cu mâna goală. A venit cu mătușa. Păi foarte bine ai făcut fata ta. Păi asta e și casa ta. Vino încoace să ne ocupă. Acum ce dragul stă, mă, Maricico? Păi nu ne bucurăm, domnule? Avem un safir! Au venit! Uite-te! O să fie chiar! Haideți! Leu, dar blestemată e ziua când părinții își îngroapă copiii sau nepoții. Dar nu e normală, mă, viața asta. Săracul state, săracul. Da, săracul state! Săraca de mine că eu l-am iubit pe copelașul ăsta, că el nici nu l-a iubit.
El a și vrut să mă arăcăt aia mâna. Ce știi tu, fă, ce asemna copilul ăsta pentru mine, fă? Ce știi tu de vorbești ca proasta? Da, dă-mă mine, da, dă-mă mine, da! Nu vă mai certați, fă! Nu vă mai certați, fă! E păcat, fă! Asta e. Că veni părând și plecă păsăritile. Dar de ce nu l-a sărit istoșel pe el, pă, stătem? Săracu, ce șmecher era el acolo cu burtică la nătutora. Pă, cine mai fac eu acum șmecher cu ciocate roșii? Lasă-mă, state, mă. Sunt tineri, mă. Mai fac ei unul. Au toată viața înainte, mă. Auză, Dumnezeu și Cristoșelul, că fără copilași și nepot suntem morți. Sincere condoleanțe pentru nepot. Sincere mulțumiri, Cristofore. E foarte frumos că ați venit să plângem împreună pe stătere. Mirodora, unde e? Te las pe tarul, aduceți tiberiți. Nici dușmanilor mei n-a turiat să mine necat. Așa e, Cristofore, așa e, mă. De ce, Cristoșele, de ce? Dacă ai nevoie de ceva, spune-mi și te voi ajuta. Te-am salvat pe Flăcărel. Te-l țin în braț. De ce nu mă las? E mai bine pentru tine. De unde știi tu ce e mai bine pentru mine? Ai avut un copilaș în burtă care se zea din picioare toată ziua? După aia să moară? Ai avut vise? Că ți la sân? Că zâmbește? Nu. Atunci, de unde știi tu ce e mai bine pentru mine? Era băiatul meu, sânge din sângele meu. E un înger așa cum. Și de acolo, de sus, din ceruri, are grijă de tine. Îngerașul care te ferește de rău. Hai, liniștește-te. Măcar spune și mie dacă s-a chinuit. A simțit durere? Nu s-a chinuit, n-a simțit nimic. S-a stins. Încercam să ajut cum pot. Ți-am spus eu ceva? Nu. Vreți să fumați, poftiți afară, vă rog. Da, iartă. Păi, nu. Mai întârzie mult ăsta? A zis că vine imediat. Da, cine mă caută? Domnul, vă așteaptă de ceva. Sunt vedrani? Ce faci? A venit să ne apune o doamnă. Păi, nu cred că e idee bună.
crezi tu că e o idee bună? Ce să facă? Să stea aici? Să stea aici și să plângă unde i-a murit copilul? Ce nu e idee bună? Băi, ea e slăbită acum, are nevoie de supraveghere medicală. Trebuie să... Supraveghere medicală, nu? Dar copilul nu a avut supraveghere medicală? De ce a murit? Și tu de ce a murit el? Nu putea să trăiască? Ha? De ce e acum sicriu? Păi, uite, spun... Te rog frumos să mă crezi, n-avea, era prea mic ca să trăiască, nu putea supraviețuiască. Umoară stricată ești. Mi-ai zis de 50 de ore, ai uitat. Mi-ai zis de 50 de ore că era prea mic și nu putea să trăiască. Ce tot te repeți așa? Putea să trăiască, mă doamne. Dacă nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat, putea să trăiască. Bine, cum vrei tu, dar zic să te mai gândesc-o și măcar încă o zi aici. Da, lasă asta. Știu eu ce fac. Vedem pe aici. Eu pe fete asta. Nu e iert, mă. Nu e iert. E nea cu tine, dar nu e iert. Chiar dacă intru în mormânt. Mea frumoasă și deșteaptă. Mai Liebchen, uite ce ți-am adus. Lăptic. Ține-i, Mixi, bea lăptic. Ține-i, Mixi, bea lăptic. Ce ai cu tine? Nimic. Cum nimic? Ia, spune-mi. Ce ai cu tine? De ce nu ești cu un apele tale? Ia, spune-mi tu, de ce nu ești în apele tale? Eu. Da. Mă bucur foarte mult că v-ați întors. Păi și noi. Și noi ne bucurăm. Mamă, puișor, ia spune. Zim ce ai. Hai, mă gândeam așa la... La? La viața asta de... Mă gândeam că este viața foarte nedreaptă. Niciodată viața nu e dreaptă, Fefe. Măi, fetelor, măi. Fefe, Renata, ia uitați-vă la mine, da? Viața nu-i corectă, nu e dreaptă, dar asta o face mai palpitantă. Am o puișor. Crezi tu asta? Da. Ia spune tu lui Hermina. Hai. Să-ți bei lăpticul. Vă rog frumos, de da. Tot. Da? Să mă lăsați în pace pentru că mă sufocați. Bine, dar eu nu plec dacă nu mă pupi. Rog. Nu plec dacă nu mă pupi. Mă pupi? Ai grijă de tine. Bea lăpticul, da? Ce mi-am îmbrăcat? Mergem la mormântare. La nepotul lui Stati. Nu ne arde de nepotul lui Stati când regina e... Armando, toți mergem. Roza, unde e?
Ah, uite aici. Vezi, îmbracă-l. Ăsta micu. Îl luăm cu noi. Nu crezi că o să-i facă lumină Dora și mai rău? Dacă îl vede? Cosmin, unde? E pe la lac. Nu ai așa mare de capul lui. Zi, Lucile, să nu uite să stea pe lângă el. Sau, mă rog, Dorel, ca să nu facă vă prostii. Domnule, dacă tot rămâne Dorel acasă, de ce nu stă el cu Tito? Gândește-te ce o să fie în sufletul la Minodora când o să mă vadă cu copilul bine sănătos în brațe și Palin și-l în groapă. Da, Dorel. Dorel? Da. Ai grijă de Tito. Cadă ochii din cap. Da, da. Ai ceva bani? Da. Hai că, de fapt plecăm împreună, stai aici. Dar să mă aduci aminte, să mă oprim undeva, să luăm o cola. Da, vezi că m-am interesat de mașina aia cu care au fugit aia. Era furată. Iar la poliție au zis că nu există amprente, nu există nimic pe ea. Asta-i. Hai să mergem. Păpați, uite de aici, am adus și suc și dulceață, dacă vrei. Mulțumesc. Papa, papa, și tu. Poate ar fi trebuit să mă duc și eu cu tata. Dar nici nu știu ce aș fi putut să le spun. Păi, în asemenea situație, se prezintă condoleanțele. Da, dar nu e chiar așa. Eu am trăit un an și jumătate cu ei, am ajuns să-i cunosc. La ei, ei sunt altfel în situații de astea, adică se manifestă altfel. Sunt mult mai dramatici, urlă, se dau cu capul de pereți. Nu, eu nu prea știu cum să reacționez la așa ceva. Doamne, deci eu, nici dacă m-ar fi plătit cineva, eu nu aș putea să trăiesc prin cuțigani. Cu mine s-au purtat frumos, să știi. Mă rog, aproape tot timpul. Dar cine a fi dat? Stai liniștită. Ce poți fi la ora asta? Imediat. Da, chiar sunt. Cu Alina vreau și eu să... Dar cine ești, băiată? N-ai nume? E Sile. Îl cunosc eu, Sophie. Sile, așteaptă-mă puțin. Vin imediat. Afară? Da, te rog. Scuză-mă, Sophie. Mă întorc imediat. Măi, Sophie, dar casa ta în scurt timp se va umple de țigani acum. Dai din gură. Ce fastidie. De ce ai venit aici? Vine să te văd. S-a întâmplat ceva? Vreau să te întreb dacă tu te mai întorci în șatră. Nu știu. Adică după tot ce s-a întâmplat, nu cred. Dar de ce? Sile, tu vrei să-mi spui ceva? S-a întâmplat ceva? De fapt, da, s-a întâmplat ceva.
A murit regina. Cum? Cum? Nu se poate, nu. Nu se poate. Cum? Nu se poate, cum? A răpit-o unii pentru bani și când ne-am dus să o luăm, a explodat cabana în care era. Numai nenorociri se întâmplă de la o vreme. Nu știu ce dracu se întâmplă. A murit regina? Nu! Saci! Thank you.